Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe încă un episod preferat al multora dintre voi. Scuzați-mi bauscrăcul de Need for Speed Underground. Am aici Subaru-ul nostru foarte frumușel și o cursă de drag race for the ladies. Așa cum am zis, ladies first. Așa am zis că începem episodul de astăzi, nu? Hai să ne batem cu mexicanul ăsta, că cred că e ceva mexican ce avem aici de luptat. Cu Todd, care este numărul 9 pe lista de drag raceri. Deci va fi foarte dificil. Foarte dificil. Pe naiba. Nu o să fie dificil pentru că sunt cel mai șmecher șofer. Fiți atenți aici, bă. Nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. S-a auzit așa. Ah, băga mea și picioarele. Că mă curcă nitro cu shift up. Nu-i baie, nu-i baie, nu-i baie. Fii atent. Le dăm și noi așa ca oia tipi tap de nitro-uri. Tipi tap de nitro-uri, ok. Un good shift, merge și good shift. Ok. Fii atent. Fii atent, ce dracu e aici? Ah, ok. Credeam că intrăm în zid. Nu, hai că e bine. Du-te-n pui mei cu virajul tău la dreapta. Că mergea atât de bine. Ok, o luăm pe contrasens, gata. Gata, m-am decis, o luăm pe contrasens. Aoleo, ce început am avut. Overhead pe dracu, că eram acolo. Schimbăm banda, da. Pentru că rămânem fără, am rămas fără nitro, așa-i? Nu, n-am rămas fără nitro. De ce nu virează dreapta? Că de dau să vireze dreapta, mama măsii. The drag race tâmpit, deci pe NFS Underground 2, drag race-urile sunt cele mai tâmpite, să-mi bag picioarele dacă nu. Na. 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 Perfect start și deodată mă bag în overrev. Dar de ce mai dai perfect start atunci, mama măsii? Dăm direct overrev. Dăm direct că am început cu overrev. Dacă ne-am schimbat iară banda. Ah, good shift, poftim. Nu, că iară ne... Fii atent. Fii atent că iară ne... No, gata, am luat-o pe aici și aici o să iasă frumoșele. Fiți atenți. Fiți atenți. Gata, am luat-o prin stânga, pe contrasens, adică. O să facă unul stânga. Mă, sacă, nu faci a meu dreapta. Înnebunesc imediat. Overrev în... Mama lui de overrev. Ok, shift. Hai. Hai Subaru. Hai Subaru. Am făcut un pic de short shift, dar e bun. Era pe good acolo. Era bine. Deci ne tragem pe dreapta, da? Ne tragem pe dreapta, dar nu aici, nu aici, nu aici. Aici ne tragem pe stânga. Aici. Aici era, nu? Da, aici era. Ok, ok, Doamne ferește, ce vine în față? Nu vine nimic. Gata, winner. Easy peasy. După 20 de dragi de tentative de a sparge. Era să-mi zboare scuipată de a sparge acest monitor. Suntem number 9 în drag race. Și haideți noi la următoarea cursă. Doamne ajută să nu mai fie din nou drag race. Ok, e circuit, e bine. E bine, e circuit. Aveam ceva upgrade-uri de făcut? Mi-aduc aminte că nu. Exact. Deci, circuit, da? Cu Kurt. Trebuie să luăm numărul 8. Deci, practic, e tot un fel de blacklist ce înțeleg aici. Kurt doesn't have a lot of nice things to say. Take the number 8 spot away from him and you'll shut him up. Acum, închidem gurița. Haideți! Haideți, băieții! Hai să-l rupem pe Kurt. Nu? Hai să-l rupem pe Kurt. Ia, sunt mai mulți, nu-i doar Kurt, dar... Dar... Ați înțeles, probabil e unul. Ia uite, e și Stan, fii atent! E Stan și Kurt. Ăsta e Stan-ul meu. Nu al lui Eminem, nu al lui Kurt, ci al meu. Sunt foarte cringe. Continuare. Pentru că ăsta e canalul. Foarte cringe. Ok. Ce-am făcut? Am folosit aproape tot nitro-ul. Aproape tot nitro-ul. Dar ăștia se mișcă exact ca melcii. De repede. Noi o luăm pe aici. Ce fac? Ce dracu am făcut? What the fuck? Ce era cu scurtătura vieții că... Nu. Bă, avem vreo șansă să trecem de ăștia?
Fii atent că nu mai accelerează mașina. Stai, că e mai gravă treaba decât părea. Avem 6 lapuri, ia. Ok, stați așa. Hai să mai facem încă un lap, că poate totuși există o mică șansă acolo în univers de a întrece. Hai, bă. Hai, uite, fii atent că ne apropiem de ăla. Care e pe primul loc acum? E Kurt? Oare? Hă? Kurt, dacă tu e... Stan! Bă, e Stan pe primul loc? Stan? Dai așa, fratelo, că te întrecem noi. Hai, că bine că n-am dat restart, sincer. Op, l-am întrecut. Dar am intrat cam nașpa aici. Fii atent că vreau să-l bag în zid. Dar nu merge. Căcat! What the fuck? Ce se întâmplă? Acum ne-au trecut doi. Nu, unu. Ăla cu albul, cu cremul. Ăla a intrat în perfect. Deci perfect, ăla a intrat în pom. Și pe ăsta o să-l întrecem noi imediat. Imediat, dacă luăm bine partea asta. Aha, deci asta e practic... Asta e practic rampa de construcție. Hai că am condus excelent de bine, băieți. Deci, vă place senzația de Need for Speed, nu? Vă place Need for Speed cu zgârcea? Ha? Stilul meu de condus e efectiv fascinant. Nu cred că există șofer mai prost în underground, băieți. Eu sunt numărul 1, cred că, în luptă pentru prostia condusului. Kurt e pe primul loc. Băi, Kurt, hai. Hai, nu te mai da în stambă pe aici. Te mai da în stambă, că suntem în lap 2 și acum te întreb pe tine. Știi de ce? Pentru că am mașină mai șmecher ca tine. Am skill mai bun ca al tău, mai prost ca al tău. Și, cum am zis, suntem în competiție pentru prostie. Ia uite! Oh! Voiam să-mi laud. Ah, stai că eu iau pe invers! Stai, că eu o iau pe unde nici măcar nu există traseul cursei, mă duc eu. Deci, cred că la fiecare lap o să dau de rahatul ăla de microbuz. Așa-i? Am dreptate. Cred că am dreptate. Așa cred, că întotdeauna am dreptate. Sunt cel mai inteligent YouTuber pe care l-ați văzut vreodată. Hai, Kurt. Da, mă, 3 secunde în față. Praf. De pușcă, hai că acum vin eu din spate și îl întrec pe Kurt. A? Ia uite-l ce lent îi merge mașina. Hai, gata, fă loc, Kurt. Aha, exact. Gata, au luat-o pe partea mai lungă și l-am întrecut, gata. Suntem locul întâi, băieți. A, nu vine microbus, dar de fiecare dată, deci în fiecare lap vine cineva pe acolo, am înțeles. Gata, am reținut. Data următoare o să fim și mai precauți. Ok. Ah, de ce fac mereu, bă, viraje în curbă și în ce dracu m-am blocat acum? Ziceți și mie, vă rog, în ce dracu m-am blocat mai înainte? Probabil într-o rigolă de aia sau cum îi spune, dar... Mă rog. Hai. Pe iară le întrecem acum. Ia uite. Dă-te, bă, de aici, băi. Noroc că nu-i slipstream în cursa asta, în genul ăsta de cursă. Hai, că intrăm în lap 5, deci mai avem 2 lapuri. Probleme nu avem în a rămâne pe primul loc. Nu știu exact ce-i cu șoferii ăștia, că mi se par foarte slabi, sincer să fiu. Ok. Ia uite-l, aha, dar de data asta mi-am luat precauție. Știți care e precauția? Să râșchi un pic zidul și să iei pe partea stângă, știi? Trebuie să iei pe partea stângă, că altfel te bași direct în mașinalul ăla. Opa, gata, nu mai virăm. Perfect, gata, pe asta am luat-o super. Țiplă. Dar nu și pe aici am luat țiplă. Nici pe aici n-am luat o țiplă. În schimb, aici întotdeauna prindem avantaj. Nu știu de ce, se pare că Subaru merge mai bine prin apă. Se pare că merge mai bine prin apă, băieți. Că aici întotdeauna e o viteză mult mai mare decât ar trebui să iau. Sau nu știu ce, care-i șmechereala.
Ok, sau o să ia, pun, sunt fricoși, pun aia frână. Habar n-am. Ok. Am trecut și de curba minune. Suntem lap 6, fii atent. Ăsta e ultimul lap, băieți, gata. Nu mai are niciunul ce comenta. Dintre ăștia de aici, nu dintre voi, că voi aveți totdeauna ce comenta față de mine. Op! Încercăm să nu ne blocăm. Deci acolo ne-am blocat și data trecută, ok, într-un colț de prostie de aia din beton. Am înțeles. Dacă eram în viața reală într-o cursă, nu mai aveam de mult nici bumper, nici motor, nici eu viață, probabil. La câte chestii am făcut în cursa asta, dar e ok. Ce am crezut că mă blochez acolo. Eu cred că explodam de nervi acum dacă se întâmpla asta. Într-o dimensiune paralelă. Ăla-i. Încă o cursă. Finish! Zgârcea pe locul întâi. Cred că am fost iarăși pus pe ceva magazine. Și iar am uitat să fac... Iar am uitat să fac... să rezolv problema cu... fundalul negru. Na, aia e. Aia e, băieți. Hai să vedem. Avem turneu mai departe. Ok. 4 lapuri. Stai să mă pregătesc mental. Drift event. Turneu de drifturi? Bă, stai un pic. You need at least 2 stars to enter this drift event. At least 2 stars? Avem? Avem 3, bă. Avem 3, frate. 3. Paloschi, hai. Mamă. Drift, ești nebun? Mamă, deci dacă îmi dă 4 sau 5 curse cu drift, e super. Părerea mea. Hai, bă. Aha. Aha. Fii atent. Aha. Slăbuț un pic intro așa. Cam slăbuț intro în cursa asta. Nu. E bine că eu cred că totuși mi s-au pus punctele. Chit că am intrat în zid. Ok. Aha. Am făcut 666 de puncte acolo, bă. Nu-i bine. Nu-i bine, pe de-aia ce dracu facem? Facem de-astea. De-alea rele, bă. Nu. Ucea. Nu. Mergem mai departe. Recuperăm acum, fii atent, că o să facem totul numai pe bordură. Ok. Încă suntem pe locul 1. Pe dracu, acum suntem pe locul 4. Pentru că am zis eu asta, că dacă nu ziceam, nu se întâmpla asta. Băga mea și picioarele. Uite câte puncte fac ăștia, bă. Ok, hai pe bordură, hai pe bordură. Fii atent. Unde dracu să iau pe bordură? Că n-am pe unde. Aici. Nu, restart, că nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc ce-am făcut cursa asta. Nu. Restart. Nu, că nici nu merită să merg mai departe așa. În halul ăsta. Ok. Ce? 1000, 1300. Hai că e binișor. Hai că e binișor. Deși am mers un pic cam lent. Uite, acolo era bine să merg tot drept. Și să nu intru în zid acum. Era foarte bine. 2000. Bă, dar ce urât am condus, mă, acum. Hai, bă, că drifturile erau favoritele mele, sincer. Sau printre favoritele mele. Ia uite, ia uite, ce dracu fac. Bine, știți ce încerc să fac? Încerc să mă bag, aici, pe astea unde îmi dă extra points. Și tot reușesc cumva să nimeresc în așa fel încât. Aha. 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 Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite ce fac. 6500, ești nebun? Ok. Bune. Ah, fuck. Bă, scuzați-mi, fraților. Ha, baram, ce dracu se întâmplă cu mine, man? Eu și drifturile eram atât de bun, eram atât de profesionist. Și acum îmi ies așa. Știți ceva? Stați așa. Stați așa că și revine zgârcea, fii atent. Bang și intrăm pe porțiune de bordură, dar degeaba am intrat pe porțiune de bordură.
A? 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 Ce ziceți acum? Ce ziceți acum, fraților? Ce mai aveți de comentat, a? Bă, uite, suntem locul întâi iară. Auci, stai. Ok. A? A? Ce mai aveți de comentat acum, a? Bang. Aha, 9000. Easy peasy, gata, hai că ne revenim acum. Hai că ne revenim. Deci cred că trebuia doar să iau viteză un pic mai mare. Oare terminăm pe primul loc, bă? Chiar e curios. Deci chiar e curios. Foarte. Și aflăm că suntem pe locul întâi. Hai că bine, bă. Even locked, no vinil. Și următoarea cursă? Mamă, deci dacă îmi dă tot drifturi, efectiv m-aș bucura, bă. Îmi dă tot drifturi? Ok, gata, gata, deci fii atent. De data asta nu mai iert pe nimeni. Gata. Fii cum intrăm. Dar ne dă altă cursă măcar. Da, ne dă altă cursă, fii atent. Și asta cred că îmi place mai mult. Da, îmi place mult mai mult. Și zice că fac multe puncte pe ea. Aha, aha, ce ziceți acum, fraților? Ce aveți de comentat, bă? A? Nu mai aveți ce comenta, gata. Ok. Ok, hai că avem 24.000 deja adunați. De ce se aude ca și cum mai e unul în spatele meu, nu știu exact. Uite bă, se aude ca și cum mai e cineva în spate. What the fuck, dar mai e cineva? Nu mai e. Uite bă, 13.000. 13.000, bă. A, ce ziceți? Ce ziceți? Uite, 50.000 până acum adunat în total. 60.000. Ha? 70.000. Ha? Sincer, e mai fun când bagă și sunete ca și cum sunt alții în spatele meu. E mult mai fun așa. Nu știu de ce nu ar băga până acum sau nu mi s-a părut cel puțin. Nu riscui podeluța bosulică. Ok. Păi, 5.000. Ups, 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 acolo am intrat un picuț în zid. Ok. Fii atent, luăm X5. Cum adică X5? Fuck! Puteam să luăm X5. Nu știu exact ce înseamnă aia. X5 adică ce dacă... Fii atent. Dacă fac 3000, adică îmi dă 9000 practic? Asta înțeleg? Ok. X4 cu 3000. Hai. 1000? 2000? Ok, nu contează. Hai să ne uităm noi în continuare la ce avem noi de făcut, bă. Deci, am făcut 1000, da? Am făcut 2000, adică 3000, 7000, 8000, hai. Ai, mă, pe bune, mă. Vreau și să văd ce dracu înseamnă aia cu gain-ul. Ăla-i. Maxed. Nu știu, nu știu ce am făcut, dar am trecut de 100.000 de puncte, ești nebun la cap. Wow. Deci efectiv, wow. Și am terminat și cursa. Fără îndoială pe locul întâi. Fără îndoială, efectiv. 122.000 de puncte, mamă. Și mai avem o cursă. Mamă, hai că îmi place, bă, turneul ăsta îmi place, frate. Îmi place, bă. Ia uite. Încă o dată, hai. Îmi place și când m-o dat așa pe exteriorul curbei. Nu? Ok. Hai să ținem aici pe bordură. Mamă, ce drift lung mergea pe bordura asta. Nu-i bai, las că-l facem data următoare. Ce dracu se aude, zici că tună? Bă, are tună în viața reală? Habar n-am. O fi tunată în viața reală. Dacă n-ați auzit voi nimic, înseamnă că aia au fost. Un pic am slăbus până acum, numai 16.000 de puncte, bă, zgârcea, bă. 16.000 de puncte, bă, zgârcea, mă. Da, mai bine. Hai, aici am zis că merge driftul ăla lung, nu? Aha. Mergea dacă-l și făceam. Dacă-l și făceam. Hai că facem un... Ha? Ori 5, fii atent. Nu, 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 nu. Ăla-i, gata.
Gata, am trecut pe locul întâi automat. Că ne-am dat gain în stânga acolo, o groază. Facem tot așa, da? 3000. Hai, un 8000 măcar. Ăla-i, 8000. 10000. Bă, nu știu. Nu știu, man, habar n-am. Nu știu, ideea e că am făcut multe puncte. Aia e tot ce știu, bă. Deci aia e efectiv tot ceea ce știu. Fii atent, deci ori 5 înseamnă că acum 26.000. Da, bă! Sau? Nu. Nu știu. Nu știu, man. Mă rog, nu. Ignorați-mă. Eu încă încerc să disting ce dracu' e aia. Aha. Aha. Ce ziceți? Mă pricep acum, bă, băieților, bă? Eu zic că da, mă. Uite, 15.000. Câți dintre voi faceți 15.000 dintr-o singură tură de drift, mă? Câți dintre voi, bă, reușiți, bă? Și să intrați și după aia și în zid, mă. Câți? Ce YouTuber plin de mine am ajuns, bă. Ce YouTuber jega am ajuns, bă, fraților. Hai că suntem aici pe finish line, gata. Ultimul drift, hai să terminăm într-un drift. Bang! 700 și un pic de puncte, dai bine. Locul 1 din nou. 1 din nou și mai avem o cursă. Nu mai avem o cursă pentru că am deblocat o groază de cheaturi. La performanță mai ales, ceea ce mă interesează. Hai! Performanță. Aici. Pro performance. Mamă, câte ne pune. Bun. Altcineva? Nu. Turbo. Performanță. Ia uite și aici ne bagă accelerație ca lumea. Până de la Stilen. Hai. Ok, și cred că mai era una. Brake hits. Kits. Asta ne bagă handling. Ok. Și atât. Da, atât. Bun, și hai să băgăm și la vizual o schimbare. O să-mi schimb tot așa vopseaua, că așa rămăsese parcă și de-aia trecuta, nu? Că îmi schimb un pic vopseaua. Așa era înainte? Nu, așa parcă, nu? Parcă așa era. Ok. Hai să schimbăm spoilerul, why not? Îl facem negru de data asta. Dar nu mi se pare că se schimbă nimic jos la reputație. Poate dacă pun un vinil ceva... Nu știu. Poate. Can only be installed on stock hoods. Nu! Nu vreau să schimb. Hai să băgăm un tear de ăsta. Ha? Parcă 3-ul merge. Parcă așa mi se pare că merge 3-ul. Sau 10-le. Nu, cred că de la 3 rămân. Tear 3, ăsta. Install, dar vreau să-i pun o altă cu vopsea, man. Nu, 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 nu vreau nimic să... Ok, layer order, vinyl color, păi și cum îi schimb culoarea? Ce? Păi și cum îi schimbăm culoarea? Nu, dar nu vreau nici replace, nici nimic, vreau doar să-i schimb culoarea și atât. Dar nu cred că... Bă, nu știu, scrieți-mi, vă rog, în comentarii, cum îi schimb culoarea, frate? Că stau prea mult pe chestia asta. Bun, avem sprint, drift și lap knockout. Hai să băgăm un sprint. Mamă, dar e lung sprintul ăla, bă, frate. Ok, hai să băgăm un drift. Hai, dacă tot am făcut atâtea drifturi, hai să băgăm și ăsta. Cu wannabe drifters, hai. Le arătăm noi cine-i șeful cu adevărat în acest joc. La drifting. Adică noi, bă. Haidați. Bang, direct 7000 din start. 8000, 9000 aproape chiar. Ia uite aici. Aaa, că puteam să iau bordura frumos. Na. Ia uite, direct aia 11000 încă și noi suntem la 24000. Aaa, deci fii atent. Pe bordură îți dă punctele bonus numai dacă ai o anumită viteză. Așa mi se pare. Hai că e bine. Hai că e bine. Tot așa avem destul de multe puncticele. Suntem în lap 2. Aha, aha, gata. Cu asta ne-am salvat. Cu asta ne-am salvat orice izbitură de zid.
Uite, 17.000, ești nebun? Îmi place, bă. Sincer, îmi place. 6.700. Aha. Uite, dublu. Dublu față de ălălalt care zice că vrea să fie mai bun ca mine, auzi? Auzi la el ce figuri în cap. Și bășini în cap are el. Am pierdut și noi 5.000, dar nu-i problemă. La câte puncte avem, bă, 5.000 e fix pix. E fix un fâsulică. Hai, 6.000. Hai, bă, că e bun. Bun, fraților. Oh, nu, 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 nu. Oh, aproape am atins zidul, aproape am atins zidul. Trecem la 4. Cu atât de multe puncte, încât este efectiv fenomen ceea ce se întâmplă, băieți. Niciodată nu s-a mai întâmplat în istoria underground-ului să fie atât de bun șofer, cât cum este zgârcea în acest moment. 15.000 ratate, dar nu-i problemă. Când ne revenim. Ce ziceți de asta, băieți? Ce ziceți, bă, de asta? 15.000, 16.000, 17.000. Și nu intrăm în zid. Doar v-am fraierit. Glumesc. Am alunecat un picut și am crezut că o să intru în zid, sincer. Ce ziceți, bă? Zdrang, intrăm cu 2000 de puncte în finish line. Și încheiem episodul de astăzi cu un drift fenomenal. Fenomenal. Fenomenal pe primul loc. Am mai deblocat iară ceva viniluri. Iarăși am fost puși pe două reviste. Nu doar pe una, ci pe două. De la elaborare. Mașinuța noastră acolo în fundal. Și de la import tuner. Mașinuța noastră acolo în fundal. Ha? Ce ziceți, bă, fraților, bă? Ce ziceți, bă? Dacă le-a trecut, era să uit să-mi dau save așa cum dau acum împreună cu voi. Și așa încheiem episodul de astăzi. Într-o notă excelentă de skill. Așa că dacă v-a plăcut, băgați, fraților, un like, share și un subscribe. Știți deja metodologia, v-ați uitat la video, dați chestiile astea, apoi îmi dați un leu 99 pentru că deveniți abonați automat după ce ați văzut asemenea drift, nemai văzut. L-ați văzut voi acum, trebuie să dați automat un leu 99. Glumesc. Sunteți cei mai tari, fraților, este mult de tot pentru vizualizare. Ne revedem data viitoare pe următorul videoclip pe care îl urc. Și poate pe final de weekend, săptămâna viitoare, băgăm și un live cu Need for Speed Hot Pursuit. Hai! Vă salut! Eu am fost Gârcea. Ne revedem!